Cele trei autoturisme s-au ciocnit pe DN71, în dreptul localității Dâmbovițe-Nepriboiu. Din primele date, se pare că nerespectarea distanței regulamentare este cauza producerii carambolului. Două dintre autoturisme au fost puternic avariate în urma impactului. Șoferul uneia dintre mașini a acuzat dureri puternice la cap și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circulația s-a desfășurat pe o singură bandă alternativ, până la degajarea carosabilului. În cauză a fost deschis dosar pentru vătămare corporală din culpă.